Restricțiile dure impuse de autorități au făcut pe mulți să iasă în stradă, să-și strige nemulțumirile. Ce părere au oamenii despre interdicții? Cum îi afectează? Cum se poate reduce numărul de infectări? Vedeți de la ora 18 la Culisele Statului Paralel. Și nu ratați un interviu cu fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, aflat în închisoare la Poarta Albă. Cât de bogat este, cum a condus județul atâția ani și a pus stăpânire pe tot, care erau relațiile cu foștii președinți PSD, ce acuzații aduce DNA-ului. Află totul la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.